Bună! Bine ați revenit la un nou video pe canalul meu de YouTube. Dacă sunteți aici pentru prima dată, vă rog frumos să vă abonați și să apăsați butonul de like. Înseamnă foarte mult pentru mine și îmi dă, nu știu, energie ca să fac mai multe videouri pe YouTube. Am văzut că v-a plăcut foarte mult videoul cu haine second hand pe care l-am făcut acum câteva săptămâni și pentru că câteva din urmăritoare mea au dat niște idei despre alte haine pe care aș putea să le cumpăr second hand. Ce credeți? După cum vedeți și din titlu, am aici pantaloni. I-am achiziționat toți de pe The Real Real, ca și hainele din videoul recent. Și vreau să vă spun că m-am uitat pe internet. Toți pantalonii ăștia noi m-ar fi costat în jur la 1400 de dolari și eu am plătit mai puțin de... De fapt, în jur de 250 sau mai puțin, probabil cu tot cu taxe, 250 de dolari. Am avut și două perechi care le-am trimis înapoi că nu mi-au plăcut. Nu le-am ținut să vi le arăt pentru că pe Real Real ai un timp foarte scurt ca să trimiți lucrurile înapoi. Pe urmă nu mai poți să le mai trimiți și da, am vrut să le trimit foarte repede să scap de ele. Da, să-i dăm drumul cu pantalonii care mi-am cumpărat la mâna a doua. Sunt foarte încântată. Toate perechile sunt făcute, de fapt toate cu excepție la una, sunt făcute în Statele Unite. Sunt foarte mulțumită de tot și să-i dăm drumul. Prima pereche este o pereche 3 sfert și asta este singura pereche care este 3 sfert. Este de la Nili Lotan. Sper să-i pronunț numele corect. Eu am mai avut o pereche de pantaloni de la ei și am cumpărat la preț întreg, 325 de dolari. Și bineînțeles că după o vară, o toamnă de purtat, Johnny le-a pătat cu ceva și n-am reușit să scot pata de loc. Erau albaștri și i-am iubit la nebunie, i-am purtat foarte mult timp. Și mă bate gândul să cumpăr o pereche albastră, m-am tot uitat pe Real Real să văd dacă găsesc una și cred că dacă nu găsesc una până de Crăciun, îmi cumpăr una, că îmi plac foarte mult. Da, ăștia sunt 3 sfert, sunt un fel de pantalon cargo, dacă i-aș putea numi așa, nu au buzunare pe laterale, au doar două buzunare în față și îmi plac foarte mult aceste buzunare în spate pentru că dă o formă frumoasă posteriorului. Da, sunt 3 sfert, sunt acest verde și sunt făcuți în Statele Unite, făcuți în New York mai precis. Îmi plac foarte mult, sunt foarte comozi, iar au elasticul ăsta aici jos, eu am gambele foarte subțiri și nu sunt prea largi, nu îmi fac picioarele butucănoase, așa că îmi place foarte mult. Au și acest fermoare, nu le folosesc, dar da, îmi plac foarte mult. Au fost 40 de dolari, 40 de dolari, adică un preț extraordinar de bun dacă... Mă întreb pe mine, comparativ cu 325, da, sunt purtați, dar sincer nu au niciun defect, așa că prefer să plătesc 40 de dolari pe pereche de pantalon care a fost puțin purtată, care nu are niciun defect, decât 325 de dolari și o să mă simt mai bine dacă Johnny îi pătează pe ăștia decât pe aia de care i-am avut înainte de 325 de dolari. I-am purtat un an, un sezon, două sezoane și trebuie să-i arunc. Da, primii pantaloni sunt 3 sfert, jumătate gambei. I-am îmbrăcat cu o pereche de Converse, un tricou alb, bluză de blugi, cămașă de blugi, de fapt. Dacă ai puțină burtică, poți să-ți pui un tricou care e mai lung și atunci pare mult mai lungă, partea de sus pare mult mai lungă și mai slabă. Cu geantă poștaș. Adică, mi se pare că outfit-ul ăsta este foarte bun de mers în parc, mers la piață, mers la magazin, mers unul, deși la muncă pot să merg așa, fără nicio problemă, e foarte confortabil, nu știu, îmi place foarte mult, foarte simplu, îmi plac culorile astea simple, toamna, primăvara, de fapt, toamna și iarna, cam astea sunt culorile mele favorite, da, să vă arăt ceva la bluza asta, îmi place foarte mult că are... Are inițialele mele. Lucrurile simple care mă fac fericită. Mă fac fericită, care îmi plac. Nu, aș fi fericită și fără inițialele mele. Pe cămașa de blugi, da. Cam asta e outfit-ul. Da, și pentru că nu sunt o persoană cu gusturi foarte excentrice, mi-a cumpărat o altă pereche.
de la același brand, aceeași fel de pantaloni, doar că aceștia sunt lungi, nu sunt 3 sfert și sunt o altă culoare, culoarea maro. Bine, asta am găsit, că dacă găseam lungi pe aceeași culoare ca și cei 3 sfert, luam lungi pe aceeași culoare. Îmi plac foarte mult și este un model care e un model clasic și care ei l-au an de an, adică îl găsești tot timpul la ei în stoc. Și da, au și pe albastru acum și mă gândesc că sunt... Aia care am avut eu pe albastru era un albastru mai deschis, acum au un albastru mai închis, un blow marin și tare aș vrea și pe aia să îi iau. Dacă nu-i găsesc la mâna a doua, probabil că o să mi-i cumpăr până la urmă. Da, sunt aceeași chestii, îmi plac buzunare din spate, au și buzunare pe lateral aici în față, au elasticul jos, sunt mai lungi, sunt foarte confortabili. La noi la birou nu purtăm haine elegante, așa că ăștia sunt buni și de mers la, de mers la birou, de mers la piață, de mers cu Johnny în parc, de mers când călătorești cu avionul, pentru că nu sunt nici pantaloni de training, dar nici nu sunt blugi ca să fii prea strâns în ei. Așa că sunt extraordinari. Și fain să-ți pui pulover pe tine când ești 30 de grade afară. Nu mă plâng, nu mă zic. Da, ăștia sunt celor noua preche de pantaloni. Sunt mult mai lungi, adică sunt lungimea normală. Asta e pentru vremea când nu e zăpadă sau nu e de bocanci încă, dar e totuși frig afară. Mi-am pus un pulover, am portat acest outfit în weekend când am fost la munte. Preche de Adidas sau Converse sau ce vreți voi în picioare, mai sport. E o culoare care e foarte ușor de asortat, pentru că e un maro închis, poate fi asortat cu crem, cu alb, cu albastru, cu negru, cu multe culori. E un outfit foarte de toamnă, așa, culorile copacilor și a frunzelor. Da, sunt foarte confortabil, poți să faci genoflexiuni, poți să alergi, poți să faci orice în pantaloni ăștia, sunt foarte, foarte confortabil. Și îmi plac enorm de mult, îmi plac detaliile, îmi place materialul, da. Dacă sunteți în state și vă uitați pe The Real Real, să vă uitați pe acest brand. Că e foarte, pantaloni ăștia sunt foarte, nu știu, mi se pare că este cea mai bună chestie la brandul ăsta, e cea mai bună articol pe care îl are brandul acesta. Da. Al doilea brand de la care mi-a cumpărat niște pantaloni, ăștia mi-a spus o tipă care mă urmărește pe Instagram. Nu-i știu numele pentru că pe contul ei de Instagram nu-i scrie numele, dar ea mi-a dat ideea să mă uit după blugi și mi-a zis în special la acest brand, Frame, să mă uit după ei. Și mi-a comandat două perechi și îi iubesc. Are dreptate, sunt foarte, foarte, foarte moi. Pentru că sunt atât de moi, nu te strâng, dar în același timp stau strâns pe tine. Sunt foarte confortabili și foarte moi și pufoși. Cred că am spus moi deja de 5 ori. Dar îmi plac foarte, foarte mult. Am oprit să-mi cumpăr blugi de la Zara și de la... Știu că tot timpul vorbesc urât de Zara, da? Da, de la Zara, pentru că tot timpul era fie... mi-erau prea strânși, prea largi în talie și suficient de lungi, fie mi-erau scurți și buni în talie. Niciodată nu găseam croiul perfect. Și de fiecare dată după ce îi spălam, se schimba croiul, oricum, nu mai era cum erau când i-am cumpărat. Și tot timpul încercam să cumpăr o pereche de blugi pe an. Găsisem unii la Calvin Klein care mi-au plăcut și care erau croiul perfect pentru mine, dar i-am purtat atât de mult încât după 3 ani de zile nu mai erau buni. Am mai găsit același model, dar pe altă culoare și mi-am cumpărat, dar sunt în gri, nu sunt negri sau albaștri care să-mi placă, care să fie mai ușor de portat, că îmi plac și cei gri. Și pe urmă am început să mă uit la Nordstrom Rack, care e un fel de un outlet pentru Nordstrom. Nordstrom e un magazin care se găsesc haine mai de calitate, așa, mai de mijloc, dar găsești și designer. Și mă duc la ei, la Nordstrom Rack, unde au tot timpul colecțiile vechi și încerc să-mi găsesc o pereche bună de blugi pe an, dar redusă la 40-50%. Pentru că, sincer, să dau $300 sau $400 pe pereche de blugi mi se pare foarte mult, că e o pereche de blugi. Și... da, mă duc acolo și îmi cumpăr din când în când sau mai îmi cumpăr una
una bună pe an. Dar acum, nici nu știu de ce înainte nu m-am uitat la blugi. De ce nu mi-a venit ideea asta? Habar n-am. M-am uitat și am găsit ăștia, perechea asta de la Frame. Sunt făcuți în Statele Unite. V-am spus, sunt foarte, foarte moi. Sunt negri simpli, dar au această bandă de catifia pe lateral și în rest sunt foarte simpli. Mi s-a părut că banda asta de catifia arată foarte bine, dă așa un aer de rock and roll, cum ar veni, și în același timp alungește piciorul, pentru că este o dungă și alungește piciorul. Nu că aș avea nevoie, că mi-a dat, Doamne, Doamne, picioare suficient de lungi, mulțumesc! N-au fost noi, dar iar nu au niciun defect, sunt în stare perfectă, după părerea mea, $40. $40 nu pot să-mi găsesc nici măcar la Zara o pereche de blugi și, sincer, de $40 și dacă mă țin, nu știu, un an de zile, e o investiție foarte bună, pentru că, în primul rând, i-am salvat de la cineva care nu i-a vrut, în al doilea rând, nu am plătit $200. O pereche de blugi de la ei e $200. Așa că, foarte bun, reducere de 80% cum ar veni. Da, blugii ăștia cu dunga mă duc cu gândul la călărie, la echitație, așa că mi-am pus o pereche de cisme peste genunchi, cu blugii, un tricou alb de dedesubt, dar poate să fie și o bluză cu mânecă lungă dacă e mai frig, un sacou, geantă, poștaș și este un outfit care e și elegant, dar și cu un fel sport, dar confortabil. Adică blugii ăștia, iară, pot să fac genoflexiuni, n-am nicio treabă, se simt foarte bine pe piele, se simt bine la atingere. Îmi place foarte mult acest outfit. Abia aștept să vină puțin frică ca să pot să-l port și eu, chiar dacă mă duc la piață, dar așa o să mă duc îmbrăcată, că de, e 2020. Și da, îmi place foarte mult acest outfit. Doar o chestie că blugii ăștia nu pot fi purtat vara sau primăvara din cauza catifelei. Sunt pereche de blugi de toamnă sau de iarnă. Nu sunt de vară din cauza catifelei, dar la $40 de îmi permis să am blugi doar pentru două sezoane. Ca să-i port doar iarnă și toamnă. Da, sper că vă place acest outfit și vă inspiră. Și a doua pereche de blugi este tot de la ei, tot de la Frame și iar i-am găsit pe negru, dar am zis că toamna sunt perfect negri, adică da, mi-ar fi plăcut să fi găsit o pereche culoarea blugului albastru, dar nu am găsit. Mi-am cumandat o altă pereche de blugi albaștri de la un alt brand, tot de la ei, și i-am trimis înapoi pentru că nu veneau bine. Sunt foarte simpli, bine, au puține aici... Puține degradeuri, dar așa vine modelul și nu e nu știu ce, adică nu sunt rupți. Sunt foarte clasici, după părerea mea, ăștia pot fi purtați foarte mult timp. Au chestia asta în spate aici la buzunar, dar atâta, iară. Mie îmi place iarna să port bocanci militărești foarte mult, mi se pare că nu e nimica mai, nu știu, mai pe stilul meu decât niște o pereche de bocanci militărești, așa că bocanci militărești cu blugii ăștia... Perfect. Perfecțiune, cred. Din toate outfiturile pe care le-am creat astăzi, cu pantalonii, ăsta e favoritul meu. Din cauza că îmbină tot ceea ce iubesc eu la modă. Bocancii militărești, îi ador. Mi-aduc aminte, în liceu am avut o pereche de cizme militărești. Nu erau din piele, le cumpărasem, cred că Leonardo se numea, magazinul ăla în centru, cu pantofi. Cumpărase și am purtat tot anul și pe urmă în primăvară, mi-am cumpărat încă o pereche pentru că îi tocisem pe ea așa de mult. Și al doilea an am purtat și a doua pereche până s-au rupt, nu erau din piele, nu s-au putut repara. Dar, da, cizmele, bocancii militărești sunt preferații mei, după care blugii i-am răsucit aici sus, sulvucat. Eu așa îi ziceam, nu știu cum se zice, dacă sulvucatul e chiar un cuvânt sau e numai făcut de bunica. Pentru că îmi place să am așa un fel de, de pauză sau de loc între gleznă și între picior și bocang, pentru că face, cred eu, picioarele mai lungi. Bine, dacă mă duc în Montana, unde e frig de crapul pietrele, să vezi ce, nu mai las eu nicio bucățică de piele acolo.
Dar în LA îmi permite vremea și așa că țin cățica aia acolo, mie îmi place. Rugii iară sunt foarte, sunt foarte confortabil, foarte moi și foarte simpli. Un tricou cu, un tricou, un pullover cu dungi. Iubesc dungile în orice fel. Așa că, iar dungile, o chestie care îmi place foarte mult la modă și o geantă haslie. Adică exact tot ceea ce iubesc eu la modă. Îmi place foarte mult acest outfit și abia aștept să treacă vremea asta de 30 de grade ca să pot să-l port. Chiar e outfitul meu favorit. Îmi place la nebunie. Să-mi spuneți în comentarii care din outfitul vă place cel mai mult. Bine, cred că am zis de fiecare că îmi place la nebunie, dar ăsta chiar e demențial, e cel mai, cel mai. Din cauza că îmi vine tot ceea ce îmi place mie cel mai mult. Și pe urmă, ultima pereche de pantaloni. Ce să vezi, ce să vezi, la același brand frame, pentru că dacă asta mi-a plăcut, asta mi-am cumpărat. Sunt o pereche de pantaloni, nu știu cum să le zice, le zice chino, le zice, că nu sunt cargo, pentru că e un material, cred că e bumbac, stai să vedem dacă zice ce fel de material e ăsta. Nu, e un fel de viscoză cu, din ăla, cum îi spune, făcut din in. Cu in. Ce-i făcut din in decât inul, Larisa. Da, ăștia sunt făcuți în China, dar ăștia au fost noi cu etichetă. Sunt foarte așa de primăvară, acum toamna nu cred că e sezonul lor, iar aici jos nu sunt foarte largi, pentru mine asta înseamnă foarte mult să nu fie foarte largi. Sunt foarte moi, au fost noi și cred că am plătit, ăștia au fost 50 de dolari. Da, nu, 60 de dolari au fost ăștia. La preț în 3, cred că sunt, m-am uitat pe site, pantalonii la ei sunt în general 300 de dolari. Așa că, da. Iar o reducere de 80%, de fapt, pantalonii cam așa. Cred că nu vând foarte mulți pantaloni pe acest site sau, nu știu, nu valorează atât de mult precum o pereche de pantofi. Sau lumea nu cumpără, că de fapt nici eu nu m-am gândit până acum, nu știu de ce nu m-am gândit să cumpăr pantaloni, că una e să dai 200 de dolari pe o pereche de pantaloni, hai că e mai dat, dar când e vorba de să dai 500 de dolari pe un pullover, parcă nu-ți vine, te duci să te uiți la mâna a doua. De acum încolo, cred că numai pantaloni de la ei îmi cumpăr. Da, sunt moi, sunt foarte frumoși, nu au niciun defect pentru că au fost noi cu etichetă și zic că sunt o investiție foarte bună. Pur și simplu ador outfitul ăsta de toamnă, de toamnă, de vară, de primăvară. E genial, pantalonii sunt foarte confortabili. Poți să mănânci puțin mai mult, că nu se vede din cauza curelei, din cauza croiului. Sunt foarte, foarte comozi. Dar, într-adevăr, dacă ai gambele puțin mai groase, e foarte greu să închizi acei nasturi. Da, sunt foarte confortabil acest outfit și îmi pare rău acum că vine iarna și nu vine primăvara sau vara ca să pot să-l port. E cam are așa un vibe de LA cu pantaloni ăștia așa cu talie înaltă, dar nu știu, mie îmi place foarte mult. E foarte simplu. Am fost geanta asta mai deosebită ca să, nu știu, să am așa o pată de culoare cum ar veni și mi se pare că e demențial outfitul ăsta. Pantalonii ăștia, chiar dacă am cumpărat iarna, sunt o investiție foarte bună pentru primăvară și vară. Da, îmi place la nebunie! Da, cam ăștia sunt toți pantalonii pe care mi-am cumpărat eu de la second hand. Sunt foarte încântată de toți. Acum numai dacă s-ar termina și cu COVID-ul ăsta, ca să pot să-mi port și eu pantalonii noi. Da, mai ieșim din casă nici chiar așa. Sunt foarte mulțumită de ei și foarte entuziasmată. Acum să-mi spuneți voi în comentarii care e lucru pe care vi-l cumpărați cel mai des de la second hand. Care e lucru pe care, după care vă uitați cel mai des să-l găsiți la second hand. Că uite, eu, pantalonii au fost o chestie la care nu m-aș fi gândit și-s curioasă dacă numai eu sau alții se duc numai să cumpără pantaloni. Da, sper că v-a plăcut acest video. V-am pupat și ne vedem data viitoare cu un alt video. Ciao!